Lada cu zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu. Bine v-am regăsit și de această dată la o nouă întâlnire împreună cu invitata noastră, doamna Angela Țiprigană. Îi spunem bun revenit în studioul nostru. La fel bine v-am regăsit. Continuăm astăzi o discuție începută data trecută despre relația soacre-nurori. Am descoperit câteva motive care fac ca această relație să fie tensionată. Teama de intruziunea soacrei uneori este atât de agresivă și atât de radicală încât e nevoie de o măsură radicală, ne spuneați în emisiunea trecută. Pe de altă parte, cred că ar trebui să găsim niște soluții și să găsim niște modalități în care putem stabili niște punți în relația soacră-noră și ne-am putea gândi la niște granițe legitime, pertinente, pe care ar trebui să le stabilim. Cu ce începem? Cu punțile sau cu granițele? Și cu punțile și cu granițele, să nu începem cu zidurile, că atunci ar fi mai dramatic. Mă gândesc așa că relația soacră-noră este cea mai mediatizată relație și în secular soacra întotdeauna a fost prezentată ca un personaj negativ și nora ca o victimă. Pe drept sau pe nedrept? Cred că se exagerează foarte mult, ca de obicei. Dar pentru că este mitul ăsta deja în toate zicerile populare, în toate glumele, în toate bancurile care se fac, soacra rămâne oarecum vedeta principală, dar în sensul negativ de fiecare dată. Cred că, așa cum spuneai de granițele care trebuie puse, asta trebuie să înceapă de foarte timpuriu. Și cred că începe încă dinainte de nuntă. Atunci când, eu știu, poate că soacra, pentru că are o anumită idee despre nunta care vrea să fie și încearcă ea să aleagă de la locație și costumație și meniu și toate lucrurile și de aici deja, pentru că sita este nouă, așa se spune, poate că nora mai timidă nu îndrăznește să spună că ea și-a dorit de fapt cu totul altceva și că ani de zile a visat un alt cadru, un alt program, o altă rochie, un alt ritual, poate. Și uneori pot să apară tensiuni sau pot să apară chiar de la început, când băiatul care l-ai crescut atâția ani de zile, într-o zi vine acasă și îți prezintă o fată, o ține de mână și spune, știi, mamă, tocmai asta este aleasa inimii mele. Și mama este speriată la început. Simte că este o concurentă. Uneori o vede ca pe o rivală. Cineva ia odorul și... Din păcate, se poate întâmpla să spună cuvinte care se înfierează în inima acestei fete și pot să fie o rană pentru foarte mulți ani. Contează foarte mult, cred eu, modul în care îi primești prima dată, să poți să te bucuri, poate nu chiar exploziv, dar măcar să-i binecuvintezi. Pentru că, până la urmă, și tu te-ai rugat ani de zile pentru că Dumnezeu să-i dea fiului tău o fată deosebită și asta înseamnă că nici rugăciunile tale ești nemulțumită de rezultat și dacă nu ești mulțumită de alegerea fiului tău, trebuie să fii mulțumită de alegerea pe care a făcut-o Domnul. Cred că trebuie discutate lucrurile astea înainte de nuntă. Cred că fata trebuie să discute cu mirele ei și să își fixeze foarte clar lista de preferințe la ceea ce ea vrea și cred că prin comunicare se rezolvă lucrurile astea la masa tratativelor. Uită-te, noi asta ne-am dorit, hai să vedem care este viziunea voastră, hai să ne întâlnim la mijloc undeva și hai să facem un pod, dar în același timp și niște baricade solide. Cred că lucrurile discutate cu calm, cu înțelepciune, întotdeauna cu rugăciune înainte, cu bucuria că este un eveniment așteptat atâția ani de zile. Cred că fiecare trebuie să se poarte în așa fel, ca să facă evenimentul ăsta mai frumos, o amintire deosebită și, din păcate, de multe ori, chiar începând cu nunta, apar nemulțumiri și tensiuni, ele nu sunt explicate, sunt transferate mai departe, sunt adunate, sunt băgate sub covor și... Într-o zi te trezești că este explozie mare și nici nu mai știi de unde a început. Ei, când spun granițe, cred că asta trebuie să înțeleagă o soacră, că despre asta vorbim. Să înțeleagă că odorul ei este deja un bărbat responsabil, că inima lui este ocupată de aleasa inimii lui, că nu și-a micșorat dragostea pentru mamă. Nu este în pericol, dar și-a redefinit această dragoste. Trebuie să înțeleagă că locul ei este în plan secund și să respecte toate deciziile pe care ei le iau. Sigur,
uneori mi se întâmplă și mie în familie să văd că, cu adevărat, copiii mei căsătoriți iau decizii puierile în vari domenii. Încerc să le dau un sfat, dar nu încerc să-l impun. Au și ei dreptul să greșească și să se maturizeze și să învețe din aceste greșeli. Altfel, va trebui ca de fiecare dată părinții să vegheze și să fie așa ca un senzor de pericol pentru toate lucrurile care se întâmplă. Cred că înțelepciunea de la Domnul cerută în rugăciune, închinarea împreună cu toată familia, pregătit evenimentele acestea cu multă înțelepciune și rugăciune înaintea lui Dumnezeu și familia care se roagă împreună rămâne împreună, pentru că intimitatea cea mai mare este provocată de rugăciune și de intimitatea cu Domnul. Pe de altă parte, și nurorile trebuie să cunoască care-i trecutul soacrelor lor, care a fost viața lor, care-i background-ul cu care vin în această relație, cât de mult au suferit înainte. Și poate că să-și facă loc către inima soacrelor și să le câștige. Poate niciodată nu au fost ascultate, poate niciodată nu au fost felicitate sau onorate, poate nu le-a scos nimeni odată în oraș, poate nu le-a dat nimeni odată o felicitare. Gândește-te numai să scrii o scrisoare în care să-i mulțumești pentru modul în care și-a crescut fiul și pentru toate sacrificiile. Ce balsam de vindecare ar fi pe sufletul ei. Întorcându-mă la sfaturi, mă gândesc la relația lui Moise și cu socrul lui, cu Ietro. Este un moment în care Moise deja este un lider extraordinar și conduce poporul și prin mâna lui se fac minuni și vine socrul lui într-o zi și într-o chestiune practică îi spune: ceea ce faci tu aici nu este bine. Îmi place așa de mult că Moise a avut o atitudine înțeleaptă și a acceptat sfatul și el s-a probat a fi eficient în aplicarea lui practică. La fel, mă gândesc la relația extraordinară dintre Ruth și Naomi. Femeia aceasta care nu avea nimic să dea, m-am întrebat de foarte multe ori. Nici bogăție, nici nume, nici moștenire, era o fugară, era bătrână, poate și bolnavă din moment ce nu putea să meargă la lucru. Dar dincolo de toate astea, avea o bogăție, o mireasmă interioară extraordinară. Nu pot explica altfel de ce Ruth a mers după ea, părăsindu-și poporul, părăsindu-și familia, părăsindu-și Dumnezei, părăsind obiceiurile și tot să se ducă într-o țară străină. De multe ori m-am gândit, ori eu ca soacră, cum polarizez atenția? Cât de mult nurorile mele vor să stea în prezența mea, vor să vină după mine, valorizează ceea ce eu le spun și sunt zone în care reușesc și sunt zone în care stau înaintea lui Dumnezeu și cer înțelepciune. Poate că de multe ori n-am trecut pe aici, nu avem propriile noastre experiențe, dar avem pe Duhul Sfânt. Și spune Iacob că cine n-are înțelepciune s-o ceară de la Dumnezeu, dar s-o și folosească. Și cred ca mame, ca soacre, noi trebuie să cerem de la Dumnezeu foarte mult această înțelepciune, ca să știm cum să administrăm, altfel cum le învățăm. Dacă nu suntem noi un model, nu avem noi o trăire, cum mai aplicăm Tit 2 cu 2? Cum să le învățăm pe cele tinere? Cum ar mai lua ele ceva de la noi dacă nu le-ar place viața pe care noi o trăim? Atunci ar spune: de teorie sunt sătulă, dă-mi o motivație practică, vreau să văd ceva în viața ta. Ei, această mireasmă cred că trebuie să o arătăm și în rest să putem să acordăm har, să acordăm iertare, dacă Domnul ne le-a acordat nouă. Nu stăm așa cu praștia după fiecare cuvânt, după fiecare greșeală, ca niște vânătoare iscusite, ci dăm acest har și nurorilor noastre și fiicelor noastre, în egală măsură. Spune în Proverbe 31 că femeia trebuie să vegheze asupra ceea ce se petrece în casa ei. De multe ori nu se pune problema doar de relația dintre noră și soacră. Deci ca mamă, ca femeie în vârstă în casa ta, tu trebuie să administrezi și relația dintre nurorile tale și fetele tale. Și trebuie să veghezi să fie unitate. Trebuie să inițiezi tot felul de lucruri pentru asta, trebuie să lupți pentru asta, nu vine de la sine. E vorba de zile întregi în care cer de la Dumnezeu soluții practice prin care poți să faci asta, ca să poți să aduci întreaga ta casă în această unitate, în acest sentiment de apartenență indestructibil la familia ta. Și cred că femeile în vârstă sunt chemate să acoperă cu rugăciune întreaga familie, să fie străjerii care stau și veghează asupra acestor lucruri, dar nu ca niște vânători, ci cu balsamul în mână,
cu unde lemnul depus pe fiecare rană, cu strategia de acoperire a fiecărui conflict, cu atenția trează pentru fiecare pericol care paște familia și să iasă în întâmpinare, să se încingă la luptă, să recupereze ceea ce diavolul fură. Și atunci când o femeie în vârstă în casa ei înțelege să-și facă rolul în asemenea manieră, cu asemenea stăruință înaintea lui Dumnezeu, jertfindu-se ea însăși pentru toate lucrurile astea în cel mai pozitiv mod cu putință, atunci cred că relațiile pot să fie sănătoase, pot să fie pline de bucurie, cu dorința de a ne putea întâlni, de a celebra fiecare întâlnire, de a face ceva frumos. Și apoi există un model și pentru generația care vine, pentru copii. Cum sunt copiii când ajung niște mingi de ping-pong între bunici și părinți, cu reproșuri, cu un con de ieri. E mare înțelepciune să putem, cu toate valențele Duhului Sfânt, cu toate resursele pe care Dumnezeu ni le dă, cu înțelepciunea cerută și echilibru, cu experiența, cu această veghere înaintea lui Dumnezeu, să putem să păzim hotarele casei noastre. Eu propun să ne oprim asupra relației bunici-copii într-o emisiune viitoare și să tragem câteva concluzii legate de această relație atât de mediatizată și pusă în fabule, până la urma urmei, relația soacră-noră, noră-soacră, și să încercăm cel puțin să facem efortul și să ne comutăm de pe o atitudine negativă pe una optimistă. E o relație care poate fi recuperată, poate fi clădită, se pot crea premisele unei relații frumoase, dacă înțelegem câteva principii elementare. Unul, cel puțin eu, pe care l-am extras din cele două emisiuni pe care le-am avut, a fost respectul pe care ambele părți trebuie să și-l acorde. Da, trebuie să existe reciprocitate în această relație și credit pe care să și-l dea una alteia, o femeie celeilalte. Și în același timp contăm pe Duhul Sfânt inevitabil în administrarea oricărei situații. Duhul Sfânt care ne învață ce să spunem, când și cum și mai ales când să tăcem. Uneori e mai bine, e mai bună decât aur. Da, ne place și discutăm despre toate situațiile astea, însă pe teren trebuie să recunoaștem că sunt și situații parcă fără întoarcere, care țin de patologic, relații așa de stricate că parcă nu le mai vezi o finalitate, o soluție, o rezolvare. Pot să îndemn atât pe nurorile care au relație bună cu Domnul sau pe soacre. De fapt, ne raportăm la relația noastră cu Domnul. Este între noi și Domnul. Și de multe ori auzi, păi până când, cât să fac pentru persoana respectivă din viața mea? De atâtea ori am încercat, am obosit în relația asta, ce soluții să mai am? Eu pot să spun doar atât. În ceea ce ține de tine, atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, atunci când ești chiar în audiență sfântă cu Dumnezeu și când Duhul Domnului îți cunoaște fiecare celulă, să poți să spui, ce ține de mine, am făcut totul. Și cu siguranță Dumnezeu nu va rămâne indiferent. Dumnezeu va face într-o măsură clătinată restul lucrurilor. Dar Dumnezeu a îngăduit să ne aducă până acolo, încât firea noastră să nu mai conteze, să capitulăm într-o relație, să nu ne mai scoatem dreptatea, să nu mai facem reproșuri, să nu mai facem inventar, ci să încredințăm cu adevărat totul în mâna Domnului. E mare lucru, e mare lucru. Mare și binecuvântat. Mulțumim foarte mult, doamna Angela Țiprigan, pentru prezența în emisiune. Vă așteptăm și data viitoare. Continuăm discuția noastră. Ce facem cu bunicii? Aflăm în emisiunea viitoare. Să fiți binecuvântată. La fel, mulțumesc. Lada cu zestre, rubrică realizată de Cristina Olariu.